Vine în această seară la noi Noemi Mitoșeru. Uite ce formă! Ai venit! Frumoasă perioada, frumoasă! Vezi, vezi? Noemi, bine ai venit! Bine v-am găsit! Te așteptam, chiar eram chiar, curioși, da. Pe unde ai mai umblat tu în ultima vreme, pentru că nu te-am mai văzut deloc. Am cam și, dispărut un pic, dar am dispărut... Cu un scop. Cu un scop. Te rog. Păi spune-ne și nouă, că de asta am tras un pic de tine, te-ai lăsat greu, ce să zic. Dar am venit, asta e important. Ai venit să știi, da. Da. Am venit că îmi place de voi, îmi place emisiunea voastră frumoasă pe care o aveți, iar eu am dispărut așa o perioadă de timp, lumea cam știe prin ce... perioada am trecut eu. Da, din păcate. Da, din păcate am noi, avut... dar nu vreau să vorbim despre asta pentru că știu că a fost o perioadă dificilă din viața ta. Da, a fost o perioadă dificilă din viața mea, dar uite că Dumnezeu mi arată că există și partea frumoasă a vieții și că eu trebuie să merg înainte și Mihai a fost alături de mine și m-a susținut. Și e totul ok în momentul de față. Spune-ne și nouă, te rog frumos, că am auzit-o pe doamna Mitoșeru, pe soacra ta, care spune și vă roagă din tot sufletul ei să faceți un copil. Când o să vină copilul? Când vă căsătoriți? Când te îmbraci în roche de mireasă? Doamna Mitoșeru trebuie să roage la Dumnezeu. Eu am avut o chestie. Am zis așa, vreau să fac cununia religioasă și după ce voi face cununia religioasă... Atunci o să fii deschisă pentru asta. Da, da, din cauza că am avut niște hopuri și n-am ajuns la cununia religioasă, noi am făcut starea civilă, dar cununia religioasă nu. Acum am zis așa, dacă vrea Dumnezeu, eu nu mai sunt împotriva acum. Deci cumva dacă... drama asta prin care ai trecut ți-a schimbat un pic punctul de vedere și vezi altfel lucrurile. Da, acum. Exact. Am zis că, până la urmă, ziua de azi nu mai e așa cum era înainte, cum erau părinții mei, că trebuie să se căsătorească înainte și... Până la urmă, noi suntem de 12 ani de zile împreună, adică... Da, mulți înainte. Asta e da, cred că e momentul să... Și când o vrea Dumnezeu și când va vrea El, se va întâmpla, se va întâmpla. Noemi, dar eu știu că tu, în momentul înainte de tragedia prin care ai trecut, îți cumpărase deja rochea de mireasă, nu? Deci eu am fost cu absolut toate pregătirile de nuntă gata. Gata. Și s-a întâmplat fix cu o lună de zile înainte să... Eu aveam nunta pe 24 septembrie, pe 24 august s-a întâmplat cu tatăl meu, că despre asta este vorba. Tatăl meu a plecat în ceruri. Dumnezeu să-l odihnească. Dumnezeu să-l odihnească și îți dai seama că cu o lună de zile înainte aveam absolut totul pregătit. Asta anul trecut. Anul trecut, da, exact. Acum luna asta se face un an de zile. Doamne Dumnezeule, eu îmi doresc să aveți numai momente frumoase de acum înainte și doar cu zâmbetul pe buze să vă văd. Cu siguranță vor fi momente frumoase pentru că așa e în viață. Exact. Tot timpul vine o perioadă mai grea, după aceea vine perioada mai frumoasă. Se mai aliniază și planetele, mai e și după om, să știi. Și voi sunteți oameni buni și mereu cu zâmbetul pe buze și meritați cei mai buni. Ce se întâmplă acum cu rochea de mireasă? Dacă vă veți căsători, o să o port pe aia sau îți faci alta? Nu cred că o să o mai port pe aceea. Nici m-am gândit, sinceră să fiu. Adică, nu știu, s-ar putea să o schimb, s-ar putea să-mi iau alta. S-a demodat? Nu știu dacă s-a demodat. Sau crezi că te-ai ghinion? Sinceră să fiu, eu nu am mai stat să mă mai gândesc deloc la nunta asta. Adică... Ați scos total din cap. Am scos-o total din cap. Nu înseamnă că nu o să o facem, deci... Amândoi abia așteptăm să facem. Dar acum, cine știe, poate... Poate vine copilul înainte de nuntă. Da, și nu știu, poate se întâmplă ceva doi în unu, habar și nu poate facem și nuntă și botez, că așa e frumos. Să ținem și la bugetul familiei, nu așa. Eu merg pe principiu că am mers toată viața pe planuri, planuri, planuri. Și mergând pe planuri, mi-am dat seama că niciodată nu se întâmplă exact cum vreau eu. Și atunci mi-am dat seama că mai bine las așa, cum o vrea Dumnezeu. Deci nu am mai hotărât nimic, nu am mai luat nicio decizie. Și ce se va întâmpla, se va întâmpla. Că facem cununia religioasă sau că se va întâmpla doi în unu. Deci, tu la prima oară, că... deci oricum e prima oară când spun la televizor chestia asta că, că până acum spuneam nu vreau copil acum, mai lăsați-mă și acum e prima oară când spun, sunt așa deschisă și zic da, ok, dacă se va întâmpla, se va întâmpla. Practic, experiența prin care ai trecut cu tatăl tău și plecarea lui te-a făcut pe tine să simți mai mult lucrurile despre viață? Da, nu știu, parcă mi-a deschis așa, întâmplările astea mi-au deschis ochii și mi-am dat seama, sunt de multe momente frumoase pe care le pierd din cauza că am eu niște principii, de ce? Hai să mă... Ai avut momente în care l-ai visat pe tatăl tău? Oh, da, de nenumărate ori. De nenumărate ori l-am visat și e bine, sunt convinsă că e bine acolo unde e. Deși am fost foarte, adică, supărată așa pe Dumnezeu am fost, deși nu supărată, e ok, da. Am fost supărată pentru că
El avea 59 de ani, adică... Da, era foarte tânăr. Era foarte tânăr și nu era momentul să... Să se întâmple acest lucru. Și ți-a dat vreun mesaj? Că de obicei se întâmplă treaba asta. Nu mi-a dat niciun mesaj și... Știu doar așa că am avut visul care m-a... El era o persoană care nu îmi spunea în față te iubesc. El îmi arăta prin fapte și așa, dar niciodată nu spunea te iubesc. Și acum în visul ăsta a venit la mine și mi-a zis să știi că eu te iubesc. Acum nu știu dacă a fost ceva, că mă gândeam eu legat, el mi-a spus să știi că te iubesc foarte mult. Wow. Și mamă, și în momentul ăla am zis gata, deci ce vrea Dumnezeu, poate tata de acolo, nu știu. Dar simți că tatăl tău de acolo de sus te veghează? Da. Vă veghează? Da, simți, da, nu? Da, da, da. Și că se spune că oamenii dragi plecați dintre noi stau cumva protectori de acolo de sus. Da, simt și sunt convinsă că așa e. Acum eu nu știu exact ce se întâmplă în partea cealaltă absolut. Și așa. Nimeni nu știe. Am de unde să știu asta. Nu s-a întors nimeni să ne spună. E vorba de ceea ce simt eu în sufletul corect. Meu. Cred că asta e cel mai important. Te simți acum păcată cu tine? În momentul ăsta de mai ești supărată de față, pe Dumnezeu? Nu mai sunt supărată pe Dumnezeu. A fost un moment așa de... De furie. De furie. M-am gândit că poate așa a fost să fie. Poate așa trebuia să se întâmple. Orice, nu știu, așa a fost să se întâmple și... În momentul de față sunt împlinită din toate punctele de... Nu chiar din toate punctele de vedere, dar sunt împăcată cu mine. Am acceptat ce s-a întâmplat cu tata. Mă simt foarte fericită în relația pe care o am cu Mihai. Totuși sunt căsătorită, dar eu consider că sunt jumătate până nu fac și cu nea religioasă. Fată sau băiat? Ce vă doriți? Păi dacă mă întreb pe mine, eu vreau fată. Mihai ar vrea băiat. Dar până la urmă... Pe rând, zic să le faceți și voi pe rând. Nu poate sau face gemeni și... Aia sau... s-ar fi culmea. Aveți exemple de gemeni în familie? Sau? Să știi că eu am o verișoară care are gemeni. Doamne, ajută! Nu, acum eu sper să nu se întâmple chiar așa, adică... Adică îmi doresc copii, dar totuși nu doi dintr-o dată. Am așteptat mai mult, dar uite că am făcut-o din prima. Am meritat. Acum ideea e să ne și întâlnim, că... Sunt împlinită pe plan profesional, la fel ca și Mihai, dar nu prea ne mai permite timpul să mai stăm așa de des cum stăteam înainte. Cum că vă văd în continuu pe Facebook în vacanță, păi da, dacă nu m-ați păi da, amândoi? Păi da, pentru că de fiecare dată cum prindem câteva zile libere împreună, gata, hai să fugim, hai să ne relaxăm, plecăm am peste tot. Am auzit că în vacanțe se întâmplă așa. Păi uite să știi că mi-am programat acum în ianuarie, vrem să plecăm în Thailanda. Wow! Dar până în ianuarie mai sunt... 5 luni, deci. Poate te întorci de acolo bine, ca să zic așa, împlinită. Vă întoarceți 3, ca să fie treaba. Împlinită total. Da, nu știu, să vedem. Cât stați în Thailanda? 2 săptămâni. Bun. Foarte bine. V-ați luat biletele deja? Da, ne-am luat tot biletele. Minunat. Asta, asta îmi place. Oameni organizați, vezi, sunt cu planurile, mă. Mai să știi că nu prea. E prima vacanță pe care o organizăm. De obicei, ți-am spus, nu prea ne organizăm nimic. Eu știu că voi sunteți cu city break-urile mai degrabă adică decât cum cu vacanțele astea. Cum era el liber, cum aveam și eu liber, fugeam. E prima vacanță pe care o organizăm și plecăm așa, în cașcă mare de 18 persoane. Adică... Oh. Care e locul din Europa care v-a plăcut cel mai mult? Că știu că ați fost în toată Europa. Gata, știu. Iartă-mă că te întreb. Știu și eu, dar știu, vreau să știu. 18 persoane? Luați mă și socri și gata. Luați și un preot cu voi și gata. Oamenii și-au plătit deja. Și-au și plătit. Nu mai trebuie să mai plătiți voi. Unde mergeți? În Thailanda? În Thailanda faceți nunta. Ar fi ceva pe plajă așa. Oricum la început relații mi-aduc aminte că Mihai spunea că visul lui e să facem nunta pe plajă. Nunta pe plajă, da. Ia. Vreau. Așa e la fiecare început de relație. Eu vreau al doilea naș. Așa e la fiecare început de relație. După aia se mai schimbă lucrurile. Hai la restaurant. De ce? De ce bagi acum zăzanie în casă? Nu bag, sunt prietenii mei, deci așa. Lasă, că n-am mă, nicio poate șansă fac oamenii, să bag absolut nicio zânzanie. Eu țin la Mihai. Hai, să ai bun Thailanda. Mitoșerul s-ar putea să fie cu zânzania, că tot o aud. Dar nu fac și ei un copil, dar eu i-am spus lui Mihai. Dar... Da, da, dânsa își dorește foarte mult și... Dar eu i-am spus, rugați-vă la Dumnezeu, nu la mine. Bine, și voi aveți da, normal. Rolul vostru acolo. E, normal, da. Eu rămân la ideea cu nunta în Thailanda. Cu Thailanda, sună nu? Foarte bine. Nu, Jorge vrea să-l invita și pe el. Asta era ideea. Da, nu, eu... Aș putea să vin să cânt, dacă... Cu mare plăcere! Da, da. Draga noastră, să știi că am avut așa o bucurie în suflet când ai venit în emisiune. Nu știam de la ce, acum ne-ai confirmat. Se pare că înflorești pe mai, zi, eu zi, mai, zi. Acum sunt foarte deschisă. Nu știu dacă în trecut mă uitam așa la mine și eram foarte reticentă. Dar acum ce rost mai are să mai stau? Să mai... Asta e. Cariera cum e? Tot în regulă? Sunt mega încântată de pe plan profesional. Am apărut și noua reclamă pe care au făcut-o compania noastră, compania națională. Sunt mândră de zbor, să apar, da? Compania Națională de Zbor, da. Sunt mândră să apar în reclama lor. Reprezint țara, deci țara noastră, dragă.
Foarte tare. Aveți planuri după vacanța asta din Thailanda? Mai aveți lucruri pe care le-ați așezat din timp? Nu mai avem planuri, tocmai ideea că nu mai vrem să ne mai facem planuri. Adică, ce-o fi eu? Eu am o mega exclusivitate, cred că nimeni nu știe. Cățelul vostru s-a îngrășat foarte tare. Aoleu, da, așa. Da, știu chestia asta. Mi-a spus Mihai, te rog eu frumos, Maria, să spui treaba asta. De când e cățelul Alvin, de când e la mama, are 5 kg și jumătate. Așa e, să nu-i mai dați de mâncare, vă rog eu mult. Nu-i mai dați de mâncare, că s-a îngrășat. Nu-i nimic, dacă îl iau eu acasă și îl pun la slăb.